Retragerea Serenei Williams din tenis a stârnit mii de reacții în mediul online după ce a spus adio tenisului și a fost eliminată în turul 3 de la US Open 2022. Simona Halep, Michelle Obama, LeBron James și multe alte personalități din lumea sportului, dar nu numai, au ținut să-și exprime admirația față de legendara Serena Williams. Simona Halep a postat un mesaj pe Twitter prin care îi urează succes în viața americancei Serena Williams, care s-a retras din activitatea sportivă după aproape 3 decenii petrecute în elita mondială a tenisului. Poți citi în ochii mei respectul și admirația față de această campioană excepțională. Succes pentru restul vieții tale, Serena Williams, a scris Simona Halep, atașând o fotografie în care apare dând mâna cu starul american. Sportiva noastră nu a fost singura care și-a exprimat admirația față de Serena Williams. Nume precum Michelle Obama, Tiger Woods, Oprah Winfrey și LeBron James au ținut să-i transmită legendei americane mesaje emoționante. Felicitări pentru incredibila ta carieră, Serena Williams. Ce șansă am avut să putem vedea o tânără fată din Campton crescând și devenind una dintre marile sportive din toate timpurile. Sunt mândră de tine, prietena mea, și abia aștept să văd viețile pe care le vei continua să le transformi cu talentul tău, a spus fosta primă doamnă a Statelor Unite. Și LeBron James, considerat de mulți cel mai bun basketbalist al noului secol, și-a exprimat admirația pentru sportiva americană. I mean, what you've done for the sport of tennis, what you've done for women, and what you've done for just the category of sport, period, is unprecedented. And it's been an honor to watch your journey, to watch you conquer all the goals that you ever set out to.